Cuvioase, Părinte Paisie, Preacucernici Părinți, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioase Maici, Binecuvântată Oște și Bistericioși. Emoționat, nu-i așa? Spuneam la una dintre trunderile în monahism, de la mănăstirea Cășierului. Cu siguranță, toți cei din asistență v-ați gândit cel puțin o clipă că v-ați fi dorit să fiți cea care a luat chipul monah. Cu atât mai mult toți noi, care de câte ori participăm noi călugării la un asemenea moment, ne reînnoim gândul și decizia și voturile pe care le-am făcut odinioară. De aceea este emoționat și pentru dumneavoastră și pentru noi. Și poate așa ar fi firescul lucrurilor. Probabil că în Raiul lui Dumnezeu, atunci când au fost sădiți primii oameni, protopărinții noștri, Adam și Eva, Dumnezeu a gândit oarecum în felul acesta. Viețuirea oamenilor în grădina Eden. Însă noi am îngărit gândul lui Dumnezeu. Și prin ascultare am căzut și căzând ne-am dezgolit și de har, dar și de frumusețea omului cea din tâi, pe care Dumnezeu o dorea să devină asemenea lui. Acea frumusețe s-a alterat. Și se alterează, se pare că pe zi ce trece, uitându-ne la oamenii contemporani nouă, care se depărtează din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Și atunci, ori de câte ori ne întâlnim cu un asemenea moment, simțim în lăuntru nostru, lăuntric, că firescul lucrurilor cam așa ar fi sau ar fi trebuit să fie. Și ne mâhnim sigur că nu reușim, asemenea protopărinților noștri, Adam și Eva, să ne ridicăm la înălțimea gândului. Trebuia, iată, să treacă omul prin atâtea și atâtea ispite și încercări și să facă o istorie întreagă pe care o putem numi a Vechiului Testament, deși Vechiul Testament este doar o concentrație de istorie, o istorie concentrată. Pentru că lumea a trecut prin multe, multe evenimente care n-au rămas consemnate undeva, dar în ființa omului ele s-au întipărit. Șansa noastră mare a fost întruparea Domnului Hristos, care ne-a scos din robia iadului, a păcatului și a morții. Însă, omenirea continuă, parcă, să se molipsească de la neascultarea protopărinților noștri și să adauge. Nu s-a oprit. Și se pare că nu se va opri până la sfârșitul viacurilor. Dar totuși sunt oameni care devin mai conștienți. Și noi zicem că
creștinii, în general, conștientizează faptul că destinația noastră nu este acest pământ. Că destinația noastră este Cerul lui Dumnezeu. Că rostul nostru nu este să ne împlinim în cele ale lumii, ci să ne împlinim în cele duhovnicești. Că viața noastră trebuie să fie viața lui Dumnezeu. Dar chiar noi creștinii și noi călugării adesea nu avem aceste lucruri în vedere. Și apoi aș adăuga întrebarea, oare de ce slujba tunderii monahism a călugăriei nu este în rândul tainelor bisericești? Această întrebare s-a pus de foarte multă lume și s-au încercat diferite răspunsuri. Însă, mai toți părinții bisericii au spus că ea este una dintre tainele biserice. Că nu este încadrată între cele șapte taine. Păi nici Sfânta Liturghie nu este. Și totuși, în cadrul Sfintei Liturghii, se întâmplă cea mai mare taină. Taina Euharistiei. Și ea preface darul de pâine și vin în trupul și sângele Domnului Hristos, dar și a împărtășirii cu El. Acest lucru se întâmplă în cadrul Sfintei și Dumnezeiești. Și părinții spun că slujba călugăriei, a tunderii monahism, include mai multe taine. În primul rând pe cea a botezului. Se reînnoiește taina Sfântului Botez. Vedeți, marea majoritate a celor care intră în cinul monahal își schimbă numele. Primesc un nume nou. Se nasc din nou. Precum se naște pruncul din apă și din duh atunci când este botezat. Mai sunt amănunte care se întâmplă ca la taina Sfântului Botez. De pildă, ați văzut că omul se leapădă de toate cele lumești și se angajează la cele duhovnicești. Nu spunem noi la taina Sfântului Botez, te lepezi de Satana, de toate lucrările lui, și de toată slujirea lui, și de toată trufia lui. Este rezumatul la ceea ce a fost în noi mai înainte. De toate acestea se leapă de mâna. Și apoi, spunem noi în taina Sfântului Botez, te unești cu Hristos. Și nașul răspunde în numele pruncului, nou botezat, mă unesc cu Hristos. Nu acest lucru s-a întâmplat astăzi. La această Sfântă slujbă. La taina Sfântului Botez, de pildă, pruncul se tunde. Și noi, la această slujbă, îi spunem chiar așa. Tundere. Tunderea înseamnă a fi irosirea totală lui Dumnezeu. Adică, îi te dedici total și pentru totdeauna lui Dumnezeu. Și apoi, slujba călugăriei înseamnă și cununie. Iar cununia este una dintre tainele bisericii. Ați auzit că monahia Antonia a primit logodirea Marelui și Îngerescului chip. Și dacă a primit logodirea Marelui și Îngerescului chip, înseamnă că ea a devenit mireasa lui Hristos. Și atunci, în cadrul slujbei de călugărie, a tunderii monahism, am săvârșit și o cununie. Însă, o cununie care are altă destinație. Deși și cea firească a celor căsătoriți ar avea aceeași destinație, dar se înțelege foarte greu acest lucru. Oamenii
încearcă să se împlinească unul în celălalt. Și reușesc într-o oarecare măsură. Dar, cu adevărat, reușesc să devină o unitate dacă au în față chipul Sfintei și Dumnezeiești între ei. A Dumnezeului nostru, unul în ființă și întreit în persoană. În felul acesta, o familie trebuie să-și vadă împlinirea, având în față chipul Dumnezeieștii Treimii. O singură ființă. Și mai multe persoane. Așa este omul creat după chipul lui Dumnezeu. O singură făptură și atâtea persoane câte au fost și vor fi până la sfârșitul viaurilor. Însă, la slujba comuniei există o frază care Dumnezeu binecuvintează această însoțire care este suprafirească. În slujba comuniei, care o auzim atunci când doi oameni se hotărăsc să-și unească destinul în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Acolo este o frază unde se vorbește și despre viața umană. Care este binecuvântată de Dumnezeu, precum este binecuvântată și viața de familie. Așadar, în slujba tunerii monahism am săvârșit și eu cu mie. Și apoi aș adăuga eu, ați văzut că după ce am citit Sfânta Evanghelie, i-am dăduit Maicii o Biblie. În fapt, trebuia să mă duc cu Evanghelia, să o sărute, și acea Evanghelie din care am citit de pe Sfânta Masă, ea să o poarte acum în brațe și să vă dea dumneavoastră tuturor să o sărutați atunci când veți trece prin fața ei, întrebându-o cum o cheamă. Și atunci zic eu că în slujba călugăriei s-a mai împlinit o taină, și anume cea a preoției. Mare. Dar așa este. Nu este călugărul un rugător pentru lumea întreagă. Nu este călugărul cel care, prin simplă prezența lui, îl propovăduiește pe Dumnezeu. Nu este călugărul cel care sfințește pământul pe care calcă. Și atunci, aceste toate sunt prerogativele preoției. A preoției sacramentale. Prerogativele celor care sunt consacrați în a fi preoți. Însă monahul este o persoană consacrată. Este o categorie specială în sânul bisericii. Zice noi cinul monahal. Așadar, părinților și maicilor și iubiți credincioși, să luăm aminte la aceste lucruri și să medităm adesea la ele și să ne și regăsim. Și taina botezului pe care o au mirenii ca pecetuire a Duhului Sfânt din pruncie trebuie reînnoită. Noi o reînnoim prin altă taină, prin taina Sfintei Spovedanii, taina botezului. Și prin celelalte taine ale Bisericii. Dar trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu ne vrea făpturi noi, înnoite. Și apoi Dumnezeu ne vrea pentru El. Pentru că noi nu ne aparținem. O spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că noi am fost răscumpărați de Domnul nostru Iisus Hristos. Și un rob, când se răscumpără, devine robul altui stăpân. Celui care plătește pentru el. Iar Domnul nostru Iisus Hristos a plătit cu sângele Său pentru noi. Și noi am devenit robii Lui. Și aceasta este o demnitate
nu poate fi sub nicio formă o variantă de sclavagism. Noi nu suntem fanatici, nu? Noi ne numim robii lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne numește fiul, copiii. Și chiar frați, o spune Domnul nostru Iisus Hristos, de acum înainte nu vă mai numesc slugi. Pentru că sluga nu știe ce face stăpânul său. De acum am să vă numesc frați. Pentru că monahismul, dar și creștinismul în general, dar monahismul presupune și acest lucru să se pătrundă în taină lui Dumnezeu mai adânc. Și cât pătrunde mai adânc în tainele lui Dumnezeu, devenim frați Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și apoi știm că există un caracter universal al preoției, din care preoție universală faceți parte și dumneavoastră credincioși. Și toți membrii Bisericii facem parte din preoția universală. Așadar, suntem datori și unii și alții, și cei care suntem consacrați a fi preoți, și ceilalți care fac parte din preoția universală, să ne împlinim preoția. Așa cum spuneam că trebuie să-și o împlinească un monah, rugându-se neîncetat. Este o cerere pe care o găsim în Sfânta Scriptură, adresată tuturor oamenilor. Rugați-vă din cetate. Trăind viața lui Hristos, sfințind nu numai cu pașii noștri, cu tot ceea ce facem, și cu mâinile noastre, și cu mintea noastră, și cu inima noastră, sfințind tot ce ne stă în cap. Dacă am face toate acestea, ce frumoasă ar fi lumea. Și atunci n-ar fi raiul de care vă vorbeam la început, pe care l-au pierdut protopărinții noștri, Adam și Eva, și pe care l-am trăit noi pentru câteva clipe în această seară din Maica Antonia, ce să mai zic? Dacă le-am împlinit pe toate acestea, le putem zice la nesfârșit și le zicem. Și ne frământăm interior, chiar atunci când le zicem că nu reușim să le împlinim. Mai zilele trecute, când împărtășeam la catedrală, un credincios de-al nostru frecvent, în timp ce se împărtășea, mi-a spus: Părinte, nu sunt vrednic să mă împărtășesc. Și a și spus de ce. Și a spus, este vrednic Dumnezeu. Așa este. Noi nu suntem în stare. Noi nu putem. Și noi nu suntem vrednici. Dar Dumnezeu este în stare. Poate. Și Dumnezeu este vrednic de a fi stăpânul vieții noastre. Amin. Mă duc Tatălui și Fiului și Sfântului.